Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Păianjenul de peșteră. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată au auzit un plâns. Și tu ai auzit asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine din peșteră, să intrăm și să vedem cine plânge. Au intrat tot mai adânc și le era teamă. Deodată au văzut de unde venea plânsul. O mică gâză de flori era cea care plângea. Ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică de flori? De ce plângi? M-am pierdut prin peștera asta întunecată. Nu găsesc ieșirea. Cum ajung acasă, în căsuța mea cea mică? Se smiorcă ea gâzuța. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Sunt Biluță. Haide, nu fi trist. Nu fi trist, îți arătăm noi drumul spre căsuța ta. A spus amabilă Buburuză și îmbrățișă gâza. Deodată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți cei de acolo se luară în brațe de frică. În clipa următoare apăru un păianjen mare și veninos, care strigă furios înspre ei: cine m-a trezit din somn? Ce căutați în peștera mea? Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Veniți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită. Toți s-au ascuns după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța a început să plângă, iar păianjenul văzu grupul care se ascundea la perete. Bobiță, Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor au luat-o iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai, Baltazar s-a împiedicat de o piatră și păianjenul i-a ajuns din urmă. Bobiță își apăra curajos prietenii cu o creangă ascuțită. Pleacă de aici, păianjen urât! Striga el. În timp ce Bobiță distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar fugeau de jur împrejurul acestuia cu o frânghie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță ca păianjenul să nu-l ajungă. Ai dat de belea! Zise Baltazar. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Apoi, la un moment dat, începu să plângă. De fapt, n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut vreun rău cuiva. Eram doar supărat pentru că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne faci vreun rău, ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit. Haideți, urcați pe spatele meu să vă scot de aici. Toți s-au așezat pe spatele păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun. Să mai veniți și altă dată în peștera mea. Mulțumim pentru ajutor, păianjenule, spuse Fulgușor. Între timp, Biluță a dormit în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul din coajă de castană și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde o fi căsuța lui? Știu eu! Strigă Fulgușor. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă! Vă mulțumesc frumos! Noapte bună, micuțule Biluță! Și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! În semn de rămas bun, îmbrățișară mica gâzuță de flori. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vioara greierelui.
Într-o zi de toamnă, Alfons Greierașul cânta voios la vioară. Toți iubeau muzica lui frumoasă. Micuții copii de furnică ascultau și ei muzica și între timp se jucau cu mingea. Dar vai, mingea a lovit vioara greierelui. Alfons a strigat îngrozit: "Vioara mea! Vioara mea s-a spart!" A început el să plângă amarnic. Plângea atât de tare încât s-au adunat cu mic cu mare toți cei din pădure. Alfons le arătă furios prietenilor săi mingea cu buline. "Mingea asta, da, mingea asta e de vină și copiii de furnică. De unde voi mai avea acum o vioară nouă?" Greierele a pășit în căsuța lui, strângând în mâini bucățile viorii și trântind ușa în urma lui. "Alfons, Alfons, vino afară, te ajutăm noi cumva," a spus Bobiță, băiatul Melc. Dar Alfons nu voia să vadă pe nimeni. Ceilalți stăteau nedumeriți pe câmpia ciupercilor. Deodată, Buburuză spuse: "Să-i facem lui Alfons o vioară nouă." "Da, să-i facem o vioară nouă," aprobă fulgușor fetița Fluture. "Știu cine poate să ne ajute. Trebuie să-l căutăm pe Patrick, gâza albastră săritoare. El i-a făcut lui Alfons vioara." Au pornit îndată la drum. Au trecut peste munți și peste văi până ce au ajuns la căsuța albastră. Au bătut la ușă. A apărut un căpșor timid în crăpătura ușii. Purta o căciuliță albastră, iar pe spate îi străluceau aripi albastre. "Voi cine sunteți?" întrebă gâzuța. Buburuză i-a povestit totul de-a fi rapăr gâzei zburătoare. "Dacă doar asta e problema, vă ajut cu plăcere, nu fiți triști. În două zile, Alfons va cânta la o vioară nouă." Gâza zburătoare a împărțit sarcinile. Unul aduna lemne pentru corpul viorii, altul a căutat fire de iarbă pentru coarde. Când toate au fost adunate, Patrick s-a apucat de treabă. Tăia cu ferăstrăul, șlefuia, meșterea, bopsea, lăcuia cu măiestrie, până când la un moment dat, să vezi minune, vioara era gata. "Pot să încerc vioara?" întrebă Buburuză. "Nu, asta e vioara lui Alfons," se răsti la ea fulgușor. "Dar și eu vreau un instrument muzical," se enervă Buburuză. "Și eu, și eu," strigau micuțele furnici. "Liniște," strigă gâza săritoare. "Ce-ar fi dacă ați face o orchestră, una mare?" "O orchestră? Și fiecare am avea instrumentul nostru? Ce bună idee!" se bucură Bobiță. Prima dată i-a făcut lui Buburuză o harpă. Vendel, băiatul Rădașcă, a primit un contrabas. Lui Dima, gândacul cartofilor, i-a făcut un violoncel. Bobiță și-a făurit o trompetă din pâlnia florii. Egon, cărăbușul, și-a făcut o goarnă din floarea ciucușoarei. Păianjenul de peșteră și-a făcut tobe din castane și ghinde. Adiere și săltăreața au luat pietricele plate ca să le fie talgere. Gâza zburătoare le-a cioplit fluiere micilor furnici din blăstare de mesteacăn. Fulgușor, fetița Fluture a primit o lăută cioplită dintr-o ramură de brad, iar Albina Baltazar o vioară. Biluță, gâza florilor, cânta la un trianglu. Astfel, cântând frumos, au pornit înspre casa lui Alfons. El i-a auzit de departe. Se uita curios pe fereastră. A rămas mut de uimire. "Dragă Alfons," au început copiii furnică, "nu te supăra pentru că ți-am distrus vioara. Primește din partea noastră această vioară nouă. Patrick ți-a făcut-o." Alfons a potrivit arcușul și în pădure se auzi din nou cântecul său. Și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bal mascat. Într-o după-amiază de iarnă, micuții prieteni stăteau în casa Buburuzei. "E vremea să ne pregătim de balul mascat," a spus fulgușor fetița Fluture. "Tu ce vei fi?" a întrebat Bobiță. "E secret," a răspuns fulgușor. "Trebuie să ne facem costumele în secret, trebuie să fie o surpriză."
lipsa? Sigur, să fugim acasă, să ne apucăm de treabă. Mai sunt doar 3 zile până la balul mascat, a spus Baltazar. Bobița a hotărât repede că va fi o ciupercă. Și-a cusut o pelerină dintr-un cearceaf alb, iar pălăria de ciupercă și-a făcut-o dintr-o oală roșie, pe care a pictat multe buline albe. Buburuză și-a făcut un costum de floare, petalele le-a făcut din hârtie mov. Din hârtie verde a tăiat frunze și le-a cusut pe o pătură verde, pe care o folosește ca manta. Baltazar, băiatul albină, și Doroteea, fetița bondar, s-au pregătit împreună. Baltazar va fi drăcușor, iar Doroteea îngeraș. Gombi, gâza florilor, s-a așezat confortabil într-un balansoar și a început să împletească din fire maro o coamă de leu. În ultima seară, în fiecare căsuță, lumina s-a stins foarte târziu. Toată lumea lucra la costume pentru balul din ziua următoare. A sosit ziua cea mare. Locuitorii pădurii au hotărât că în acest an balul se va ține în casa băiatului Rădașcă. Și astfel s-au apucat să înfrumusețeze casa lui Wendel cu hârtii colorate, baloane și panglici. În acest timp, Lili, fetița gâză, a pregătit prăjituri delicioase pentru balul de după amiază. Buburuză, Săltăreț și Dima, gândacul cartofului, au ajutat-o pe Lili. În fine, a sosit vremea ca fiecare să-și îmbrace costumul. Gazda balului, Wendel, s-a costumat în zar și a așteptat emoționat musafirii. Au sosit Bobiță și Buburuză în costume de ciupercă și floare. Imediat a sosit Baltazar îmbrăcat în drăcușor, cu Doroteea îngeraș. Apoi a sosit Fulgușor în costum de rac. A venit Săltăreț în costum de cactus, Gombi îmbrăcat în leu, Dima în costum de bucătar, a sosit și Lili deghizată în strugure. Pe rochie îi atârnau balonașe mov, Licuriciul costumat în creion, Puricele în polip, Melcul Ceaba în soldat, iar Furnicuța în plăcintă. Deodată a sosit plângând Adierea, fetița libelulă. A dispărut! Mi-a dispărut minunata rochiță de prințesă! Am spălat-o frumos, am agățat-o pe o creangă, dar a dus-o vântul! Plângea Adierea în hohote, ceilalți au încercat să o consoleze. Îți dau cascheta mea de militar, mie mi-ajunge sabia, a propus Melcul Ceaba. Nu! E pentru băieți! Eu am avut un costum minunat de prințesă, dar l-a luat vântul! Știu ce facem! Îți facem un costum nou! A spus Săltărețul, un costum soare! Asta i-a plăcut mult Adierei. Perdeaua galbenă va fi bună pentru pelerină, a strigat Buburuză. Razele de soare le vom face din fâșiile astea galbene, a spus Wendel și a rupt fâșiile agățate pe panglică. Au lipit, au croit, au cusut, au lucrat toți și costumul minunat a fost gata într-un minut. Eu îți dau această seară lămpașul meu, a spus Licuriciul. Un creion n-are nevoie de lămpaș, a mai spus râzând. Mulțumesc, a spus Adierea și s-a îmbujorat de fericire. Micuțele vietăți ale pădurii au cântat, au dansat și cu toții au fost de acord că Adierea a avut costumul cel mai deosebit. Pentru că un soare care strălucește și seara este într-adevăr deosebit. Fița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Florile soarelui. În aprilie, Bobiță și Buburuză au plantat semințe de floarea soarelui. Au cultivat și au udat grădina cu grijă și răsadurile au ieșit din pământ. Ele creșteau tot mai mari, au înmugurit, iar în luna iunie florile galbene s-au deschis. Ura! L-au salutat florile pe băiatul Melc și pe fetița Mămăruță. Bobiță a observat că florile se uitau când într-o parte, când în alta. Privește, Buburuză, se învârt! Oare de ce?
Pentru că se întorc după soare mereu, de aceea se numesc florile soarelui. Când soarele a apus, fiecare floare și-a aplecat capul și a adormit. În dimineața următoare, strigăte disperate trezeau locuitorii din pădure. Vai, ce s-a întâmplat cu florile noastre? Plângea Buburuză. Oare cine a făcut-o? Se văită Bobiță. Cine a ronțăit tulpinile florilor? Fulgușor le spăla rănile cu apă proaspătă de rouă, iar Buburuză le lega cu fire fragede de iarbă. Florile soarelui zâmbeau din nou. Micii prieteni se sfătuiau în casa lui Baltazar. Ce să facem? Se văicări Bobiță. Trebuie să stăm de pază noaptea, eu voi fi prima, zise Buburuză cu curaj. Fetița mămăruță s-a ascuns cu minte în spatele unui tufiș și a stat de veghe. Nu a trebuit să aștepte mult. În curând a apărut un hârciog și a început să ronțăie tulpinile florilor. Atunci Buburuza a ieșit strigându-i: du-te de aici! Hârciogul s-a speriat și a fugit. În noaptea aceea nu s-a mai întors. În noaptea următoare, Fulgușor avea grijă de flori. A venit rândul lui Baltazar, apoi rândul lui Wendel. Până la urmă a venit rândul lui Bobiță. Băiatul Melc s-a ascuns în tufiș și aștepta răbdător. Tot aștepta, dar în curând l-a furat somnul. Nu s-a trezit nici atunci când a sosit hârciogul, care a ronțăit mult și bine tulpinile florilor. Vai, am adormit, n-am avut grijă de flori, a plâns Bobiță dimineața când a văzut florile ofilite și triste. În timp ce Bobiță dormea, hârciogul a ronțăit tulpinile florilor. De ce v-ați supărat? I-a întrebat doctorul Bufniță. Buburuză i-a povestit ce s-a întâmplat cu tulpinile de floarea soarelui. Vorbiți cu hârciogul, rugați-l să nu le facă rău florilor. Doarme acolo sub stejar, i-a sfătuit doctorul. E acolo, stă culcat în tufiș, le-a șoptit Bobiță celorlalți. Hârciogul s-a trezit brusc. Cu toții s-au speriat. Hârciogul de gâze, iar gâzele de hârciog. Nu te teme de noi. Vrem doar să te rugăm să nu le faci rău florilor noastre. Dar atunci rămân flămând, s-a scuzat hârciogul. Îți aducem noi mere și morcovi. Unde ți-e casa? Îl întrebă Bobiță. Nu am casă, răspunse trist hârciogul. Nu ai casă? Repetă Baltazarul lui. Atunci îți vom construi una. Buburuză i-a adus mere, Bobiță ghinde, Fulgușor, Stafide, Baltazar, frunze de păpădie, iar Wendel morcovi. Casa mea e foarte frumoasă, vă mulțumesc și pentru cină. Hârciogul n-a mai ronțăit tulpinile florilor, iar ele le zâmbeau vesele toată vara lui Bobiță, Buburuzei și prietenilor lor. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Meciul de fotbal. Într-o dimineață de vară, Wendel, băiatul rădașcă, a fost trezit de o bătaie în ușă. Wendel, deschide, sunt eu, Freddy! Wendel s-a ridicat somnoros și a deschis ușa. Vai de mine, Freddy, haide înăuntru! A spus Wendel bucuros și cei doi prieteni vechi s-au îmbrățișat. Uite, ți-am adus ceva, zise Freddy. O minge de fotbal! Ura! Pentru fotbal trebuie echipe, l-a avertizat Freddy. Păi să alcătuim echipele, să le spunem tuturor, i-a propus Wendel. După micul dejun, Wendel și Freddy au pornit la drum. Au bătut la fiecare ușă, luau la rând toate casele și până când au ajuns la capătul pădurii, au adunat cele două echipe.
L-au pus pe Alfons arbitru. Să le facem niște veste colorate, a propus Lily. Albastre pentru una dintre echipe, roșii pentru cealaltă. Fotbaliștii au exersat toată săptămâna. Le-am făcut pentru voi, a spus Adiere și i-a înmânat lui Wendell vestele roșii și albastre. Mulțumim! Au răspuns în cor membrii echipelor și s-au îmbrăcat bucuroși cu vestele. Buburuza și Lily au adus bănci, iar spectatorii și-au ocupat locurile la marginea terenului. Brusc s-a auzit fluierul lui Alfons, iar meciul a început. Așa! Aleargă, Bobiță! Striga Wendell. Aici, la mine! Aici! Pasează! Urla Biluță. Bravo! Au triumfat jucătorii echipei albastre și s-au îmbrățișat. Haide, albaștrilor! Haide, roșilor! Scandau galeriile formate din spectatori. Nu e cinstit, Freddy, nu e voie să prinzi mingea cu mâna, a spus indignată Albinuța. Așa e, Baltazar are dreptate, nu mai faulta, Freddy, zise sever Alfons, arbitrul. Meciul continuă într-un mod palpitant. Și cei roșii și cei albaștri au marcat câte două goluri. Astfel, echipa lui Wendell conducea deja cu 3-2, când jocul s-a oprit din nou. Freddy m-a trântit! Gemu Biluță! Da, am văzut și eu, zise Alfons. Freddy, dacă mai faultezi odată, te voi trimite pe tușă. Echipa lui Wendell era la un pas de victorie. Freddy devenea din ce în ce mai furios. Priviți, acum voi marca! A strigat el și l-a împins pe Bobiță. Dar în acest timp a căzut și el, strigând cu durere. Mâna mea! Vai, mâna! Ceilalți au venit în fugă. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, a spus Adiere și a pornit. Dacă nu te-ar durea mâna, te-aș trimite pe tușă cu plăcere, zise Alfons. L-a împins rău pe Bobiță. Da, știu, spuse Freddy cu părere de rău. Dar mă doare rău mâna. A și sosit doctorul Bufniță. Într-adevăr, brațul tău e fracturat. Trebuie pus în gips. Îl porți 4 săptămâni. Trebuie să ai mare grijă să nu te gândești la alergat. Astfel, meciul s-a sfârșit cu victoria echipei albastre. Pentru revanșă trebuie să mai aștepți puțin, zise Wendell, bătându-l pe spate pe Freddy. Lasă că te faci bine repede, nu mai sta cu nasul în pământ. Îmi pare rău că am faultat, plânse Freddy. Promit că dacă mi se vindecă mâna, voi juca foarte corect și vom avea o revanșă cinstită. Până atunci am putea să decorăm gipsul lui Freddy, spuse zâmbind Buburuză. Veniți, vă invit pe toți la o gustare. Prietenii au dat năvală în casa pestriță a Buburuzei. Scoteau cariocile și pictau desene colorate pe gipsul gândacului croitor, care mai de care mai frumoase. După ce doctorul Bufniță îmi scoate gipsul, îl voi păstra ca amintire, a spus Freddy. Apoi s-au așezat cu toții la masă și au mâncat o uriașă ruladă până la ultima firimitură.